părul să nu ni saldească. Asistentele să fie tot frumoase și zglobie, să fie tot vesele când ne împart pastilele, să nu mai fie nervoase când ne uităm de oase. Iar injecții când ne-or face, să aibă grijă la ațe, să fie mai subțirele, să intre ușor sub piele. Doamnelor bucătărese, le facem urări alese, să facă mâncăruri bune cu mai puține legume, să gătească tot cu carne, mai puțin cu macaroane. La desert se dea plătite nu doar câte un biscuite. Măcar o dată pe lună să fac o friptură bună, o friptură cu salată să avem după ce bea apă. În al nostru cucușor urăm și la îngrijitori, să aibă putere de muncă, mopuri tot cu coada lungă, să nu se aplece prea tare când spală pe coridoare. Să aibă detergent de bun ce miroase a parfum, rufele când ni le spală, să miroase a primăvară. Să frece bine faianța, la ui să lucească clanța, să muncească cu mult spor spre lauda tuturor. Beurata maiura că n-avem unde pleca. Ce-am avut de spus, am spus și uite încă n-am adus. Iar la anul care vine, vă dorim la toți de bine. Beam greșit să ne iertați, de grijă să ne purtați, să vă dea Domnul de toate mulți, mulți ani și sănătate. Mulțumim că ați fost alături de noi și de această dată urmărăm Crăciun fericit, multă sănătate și o mușcă de bucurie. Mulțumesc în numele copiilor. Da, domnul Adi. Așa. Mai era mai frumoasă ca tine. Cine? Nepoata. Dar și normal.
sunt bun greșelile. Cu adevăr o deșertăciune sunt toate. Viața aceasta este un greșel. Cusată că răpăriești și fără. Înaintea celor adormiți, pentru că însuși Domnul, pentru că rupe la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu, se va covorâ din cer. Și cei morți într-un Hristos vor învia.